astăzi am dorit să semnăm contractele de finanțare cu fiecare dintre dumneavoastră. Și un lucru iarăși foarte important este faptul că să vă și cunoașteți, nu că probabil unii nu vă cunoașteți unii cu ceilalți, că în viitor poate vă uniți forțele și veți lucra și la alte proiecte. Anul ăsta, am spus-o și ieri am semnat proiecte de finanțare la proiectele pe domeniul cultural. Astăzi, socialul și sportul. Consiliul Județean a aprobat 1 milion de lei anul acesta, alocat pentru proiectele inițiate de societatea civilă, de organizațiile guvernamentale. Și sperăm ca în perspectivă din an la an să putem majora această sumă. 400.000 alocați pentru cultură, pentru proiectul în domeniul cultural, 400.000 pentru proiectul din domeniul social și 200.000 pentru proiectul din domeniul sportului. Rolul autorităților vă de a sprijini societatea civilă și eu consider că de la an la an și mulțumeam Bacăul ușor, ușor s-a întărit, să zicem, rolul societății civile prin tot felul de proiecte, prin tot felul de servicii din ce în ce mai bine realizate, oferite către cei care au nevoie, respectând standardele din domeniu, atât standarde de calitate, cât standarde de cost, dar ce este cel mai important este să completeze ceea ce poate instituțiile statului și autoritatea publică locală nu reușește să le cuprinde. Important e ca împreună să ne putem atinge obiectivele pe care noi le-am stabilit tot în urma discuțiilor și în urma meselor rotunde și în urma propunerilor și observațiilor dumneavoastră în strategia, în documentul numit Strategia Dezvoltării Durabile a Județului, care se regăsește în Strategia Dezvoltării Durabile a Regiunii Nord-Est ce este cel mai important este faptul că ne-am dorit și cred că am și reușit să avem o abordare integrată și proiectele care le facem să aibă o asemenea abordare. Comisia care a evaluat proiectele pe care dumneavoastră le-ați depus are componența sa specialiști atât din cadrul direcției de specialitate coordonată aici de către directorul Silviu Botez, pe care și toate echipa pe care o coordonează alături de directorul adjunct Ramana Brândușoiu, cu reprezentanța consilierilor județeni, cei care hotărăsc bugetul și toate hotărârile pe care noi le inițiem în Consiliul Județean și care vin în parte și din partea de propunere, care vin și din partea dumneavoastră și completată cu specialiști din afara instituției Consiliului Județean din domeniile respective. Ne-am dorit, sigur, să fie mai multe, poate, proiecte, să fie o competiție așa mai acelor. Astăzi, pe social, au fost selectate 15 proiecte în care obțin finanțare, iar pe domeniul sportului 8 proiecte. Da. Și, sigur, avem la sume alocate de anul acesta. Asta este un lucru bun. Există, într-adevăr,
un segment care nici anul trecut, deși în Consiliul Județean a alocat această sumă în domeniul tineretului și cu un ghid pe site, nu, din păcate, nu a fost niciun proiect depus și să fie și eligibil. Am alocat din nou această sumă. Din nou nu există ghid, așteptăm proiecte. Termenul fiind dat în sumă, foarte scurt. Da. Poate reușim să nu am înțeles de ce nu are niciun proiect. Am invitat, am cunoscut, am făcut dezbateri, am mediatizat acest program de finanțare, am făcut cunoscut organizațiilor de tineri, voluntarilor, așteptăm propuneri. Și așteptăm proiectul, sigur, am făcut. Da. Domnul director, că acum, din punct de vedere tehnic, mai am ceva de... Mulțumesc mult, domnul președinte. Pe scurt, aș vrea să le comunic beneficiarilor, la fel ca și în anii precedenți, veți beneficia de tot suportul aparatului de specialitate al Consiliului Județean, atât din partea Direcției Dezvoltare Durabilă, cât și din partea Direcției Economice. Pentru fiecare dintre proiectele dumneavoastră veți avea alocat o persoană atât de la Direcția Dezvoltare, cât și de la Direcția Economică, care veți putea comunica pe timpul implementării proiectului. După fiecare tranșă pe care o depuneți dumneavoastră împreună cu raportul aferent, va urma o vizită de monitorizare din partea colegilor mei, iar apoi veți putea veni la decontare cu suma aferent. Cam atât pe scurt. O să procedăm la începerea semnării contractelor, fiecare beneficiar în parte. Invităm aici încă domnul președinte. O să spun câteva cuvinte despre proiectul respectiv. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva întrebări? Sau dacă doriți să menționați foarte scurt. Foarte scurt. Vizabil de proiectul respectiv. Colegi, ne atrag atenția să veniți cu ștampila, vă rog, nu spuneți la... Am înțeles și presa. Astăzi, aici vă mulțumesc că au răspuns invitații. Întăresc această rugăruță, deocamdată, dar ea este obligație din contract, pentru a evita orice neplăcere, să respectăm totuși contractul de finanțare și toate aceste etape, toți acești pași. Există, sigur, o monitorizare foarte atentă din partea colegilor de la Direcția de Specialitate. Mi-e bine să există o conlucrare și colaborare foarte strânsă, așa cum știți, pe principiu, cine asigură finanțarea pune și condiții, respectați acele condiții, nu schimbăm regula timpul jocului, nu modificăm nimic decât dacă cumva s-a modificat, să zicem, o procedură legală sau o lege vis-a-vis de contări și atunci le aducem la cunoștință, dar ceea ce nu cred că este cazul. Așa că vă invit acum pe rând, cred că nu există neapărat o ordine, pentru că cea în care a fost depuse proiecte, și asigura și finanțarea, da. Haideți să semnăm, să trecem la semnarea proiectelor. Asociația Generația Schimbării Comuniști. Proiectul de integrare a copiilor cu nevoi speciale în comunitate. Pe scurt, scopul proiectului integrarea copiilor cu deficiențe, în unitate care fac parte cu respectarea prioritățile sale de domnul copiilor, grupul țintă, copii și tineri din școlile de pe raza orașului Comănești, cu vârste între 7 și 20 de ani. Mă scuzați.
fan și promotor sănătos și mentor. Scopul proiectului, accesul pentru 600 de copii din mediul rural la programe de educație pentru sănătate în cadrul campaniei de promovare a sănătății. Se urmărește educarea copilului pentru ajutarea unui stil de viață sănătos. Cincea ediție, din care spunem cu mândrie, trei au fost finanțate de Consiliul Județean de Șoșumia. Spune că este reușit să strângă o ușor de mentalitate. Centru de Cedea, care este asemenea. Din medical din domeniul pediatric din județul Bacău, pacienții.
prin organizarea unui atelier de dezvoltare a abilităților, continuarea unui program de educare și informare atât pentru părinți cât și pentru copii, dar și completarea și diversificarea bazei materiale pentru diferite secții din cadrul spitalului. Dar un alt exemplu, cum s-a terminat la Ungureni, 91. În Bacău, la Ungureni, de aia ușor, ușor. Da. Dar tot în 91 suntem în spital, cu camerele de șoc, cu programul de informare și de aia. Și acum, iată, un proiect și activități care, desigur, dincolo de ceea ce poate oferi Consiliul Județean, investițiile pe care le facem acolo, de a asigura un cadru și a respecta standarde în domeniul de care atitudinea personalului câteodată lasă de dorit, poate și de lipsă de personal de multe ori, pentru că dau un exemplu la urgență, din 21 posturi la un moment dat funcțional, urgența doar cu 5, sunt oameni, nu sunt roboți, trebuie să facem mult să găsim și să completăm asta. Uite, sunt posturi pentru personal, pentru o altă abordare, pentru a-i sprijini, a revin sprijinul lor și pentru a-i empatiza cu acelea. Nimeni nu se duce acolo de plăcere sau de drag, ci pentru că are o anumită problemă și să simtă că este primit ca atare și să empatizeze cu acelea și să ajunge să facă acea echipă, să se simtă această aplicare, să zicem. Bine. Felicitări și spor la chiar. Centrul European de Educație și Training. Titlul proiectului Prietenul la nevoie se cunoaște, consiliere pentru dezvoltare profesională și orientare în carieră pentru tinerii cu vulnerabilitate socială multiplă. Pe scurt, scopul proiectului reprezintă creșterea perspectivelor de inserție pe piața muncii și a gradului de incluziune socială a tinerilor din județul Bacău, precum și din județul Bacău, din trei localități, Moinești, Sascut și Buș. A fost extraordinar și vreau să vă mulțumesc. Mi-am dorit să vă mulțumesc proiectul, să le stinte. A fost extraordinar.
extraordinar pentru mine, pentru că m-am dus acasă, în satul de unde eu am plecat acum aproape 30 de ani și am avut grijă de copiii care au fost în situația în care eu am fost grea mică, fără competențe pentru viață, fără resurse financiare, fără părinți care să-mi ofere suportul necesar pentru viață. După ce mi-am luat doctorat în științe, după ce mi-am făcut o carieră, după ce mi-am făcut bani de casă, de mașină și de ONG, ca să finanțez, m-am întors acasă și am avut grijă de acei copii și a fost pentru mine foarte emoționant și acum când mă povestesc, simt emoție pentru că, practic, am avut grijă de sufletul meu. Și vreau să vă spun, am vrut să se știe că atunci când există o instituție care înțelege să finanțeze și altceva decât mâncare, nu știu, care sunt foarte necesare pentru copiii săraci, dar acei copii părăsiți prin sate, au nevoie să fie ascultați, au nevoie să fie susținuți, au nevoie să știe că le pas. Dacă v-aș povesti ce am auzit, am trecut de la acei copii singuri, tristețea lor, frica lor, nesiguranța lor, pentru că nu au parte de acel atașament fundamental, parental. Credeți-mă, nu mi-ați fi finanțat cu suma asta, ci mi-ați fi dat mult mai mult ca să le extind pentru toți copiii care au nevoie de asta. Dar eu vreau să vă mulțumesc personal, pentru că mi-e foarte greu să finanțez psihologie în zone izolate, să mă duc, să înțeleagă lumea ce mă, ce vrei să faci. Eu vreau să fac psihoterapie la sat. Am găsit doi finanțători care au înțeles asta și eu vreau să știe că apreciez și vreau să vă mulțumesc. Felicitări pentru că ce faceți completați, pentru că sunt 45 de comunități din care 35 în mediul rural, în care intervenim prin Direcția Generală de Asistență Socială, prin Inspectoratul Școlar, prin Direcția Sănătate Publică, completarea cele mai importante resurse. Resursa umană. Asta. Adică un asistent social, greu să găsești un asistent social medical. Asistent medical comunitar, un consilier școlar, și consilier școlar aici poate fi și de toți cei opțiuni. Și iată, veniți să completați. Acum în două, în trei comunități, dar poate la anul și în alte comunități. Pentru că, așa cum spuneți, am vrea să, să oferim și probabil toți de aici, din sala asta, știm, am vrea să schimbăm un pic această paradigmă de a oferi servicii și prestațiile să urmeze servicii și nu invers. Acum, dacă vom adopta buget pe asistența socială, să vedeți că undeva spre 80% se duc prestațiile sociale și undeva 20% toate serviciile sociale care sunt în bugetul serviciilor sociale. Ceea ce nu prea este și iată că este nevoie și asta. Și veniți să completați această nevoie, să identificați și să ne unim în vorbim. Felicitări scolarea. Și aici mai vreți. Fundația Sfântul Ioan Bosco. Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Don Bosco, Fundația și-a propus asigurarea unui cadru adecvat, necesar în dezvoltării unor deprinderi de viață independente, ale tinerilor aflați în dificultate, care să sprijine facilitatea integrării socio-profesionale, îmbogățirea anumitor dependențe, atât de necesare în viața de adult. Asociația Lumina. Titlul proiectului Uniți în fața bolii. Scopul proiectului reprezintă îmbunătățirea calității vieții și creșterea gradului de acces la servicii de îngrijiri paliative,
pentru pacienții afectați de o boală incurabilă, prin intermediul serviciilor sociomedicale oferite la domeniu, atât la domiciliu cât și la centru de zi. Asociația Hedonist.
Titlul proiectului depinde de viață, adaptare socială, cunoaștere de sine. Beneficiază de 20 de copii tineri abandonați din centrul de tip familial al Asociației de SOS Statele Copiilor în municipiul Bacău și Asociația Copiii în Sânul Familiei. Iar noi nu am fost într-o competiție aici
și am văzut că ați ales proiecte din tot județul, foarte înțelept, cu sume aproape similare, oameni care au proiecte pentru toate categoriile sociale defavorizate. Și apreciem lucrul ăsta, pentru că ne-ați spus într-o concurență ce a fost complementar serviciilor publice, de fapt, și este ideal să vedem măcar această serviciilor sociale acoperită în acest moment. Vă mulțumim din tot sufletul pentru că sprijiniți și comunitățile în care și biserica face parte. În fiecare comunitate este prezentă biserica, indiferent de ce orientare ar fi, de ce confesiune. Și vă mulțumim și iar episodul nostru, vă mulțumesc pentru faptul că sprijinind aceste ONG-uri, sprijiniți, de fapt, comunitatea. Și ne faceți munca mai ușoară și împreună cu terapia spirituală care se realizează în fiecare comunitate și celelalte servicii de natură socială și medicală, de fapt, fac un întreg. Și cum a spus dumneavoastră, este vorba de servicii integrate și vă mulțumim mult pentru tot suportul și faptul că se deschis pentru a finanța de fiecare dată un întreg viabil. Mulțumim mult! Mă întreb și spor la treabă. Să zic,